În fiecare an, la data de 15 august, este sărbătorită Ziua Marinei. Odată cu sărbătorirea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Astfel, pentru prima dată, în portul din Drobeta, Turnul Severin, va fi organizat un spectacol de excepție pentru toți severinenii cu multă muzică și voie bună. Primăria a virat banii, sunteți pregătit pentru Ziua Marinei? Domnule primar, vrem să vă mulțumim pentru sprijinul acordat, suntem pregătiți. Artiștii, ați vorbit cu ei? Am vorbit, totul este pregătit. Rațele, purcelul. Facem curățenie ca severinenii să se simtă foarte bine. Rațele, purcelul, toate sunt pregătite. I-ați achiziționat, să aveți grijă de ei, să nu sucombe până. Așteptăm cât mai mult severineni, domnule primar, să vină să participe atât la activitățile de dimineață cu jocurile marinărești, cât și seara la un spectacol care cu sprijinul dumneavoastră va fi unul nemaipomenit. Să sperăm. Îi așteptăm pe severenii număr cât mai mare. E prima dată când primăria se implică profund în organizarea Zilei Marinei. Am și virat banii necesari. Anul viitor va fi și mai frumos. Anul acesta a fost puțin mai din scurt, dar să sperăm că va ieși bine și oamenii vor fi mulțumiți. Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, ca de fiecare dată este alături de cetățeni, iar pe lângă numeroasele proiecte implementate, acesta dorește să le creeze severinenilor și zile de distracție. Am hotărât anul acesta să ne implicăm în ceea ce înseamnă organizarea Zilei Marinei. Primăria a virat banii către AFDF Giurgiu și către Liga Navală, cei care se vor ocupa efectiv de organizarea Zilei Marinei. Așteptăm severin număr cât mai mare, vom avea un spectacol folclor cu artii locali, vom avea spectacol pentru copii, vor fi dimineața jocuri marinărești, depunerea de coroane. Într-un cuvânt, va fi o zi plină, Ziua Marinei. Chiar dacă anul acesta a fost mai din scurt, ne-am mobilizat și ne-am organizat. Directorul CNAPDF Giurgiu Alexandru Cojocaru, la doar câteva luni de când a preluat conducerea, a schimbat în totalitate fața portului din Drobeta, Turnul Severin. Din dorința de a promova zona, Alexandru Cojocaru, în colaborare cu Primăria Municipiului, vor organiza un spectacol de excepție în portul din Drobeta, Turnul Severin. În primul rând vreau să spun faptul că este prima dată când în portul din Drobeta, Turnul Severin, se organizează un eveniment la acest nivel. Pe lângă evenimentele care vor avea loc în timpul zilei, depunerea de coroane, paradă, seara vor avea loc jocuri pentru copii și un program artistic cu interpreți cunoscuți la nivel local și totul va culmina cu un super foc de artificii. Deci avem spectacol și evenimente pentru toate vârstele, așa că profit de această ocazie și de prezența dumneavoastră să invit toți severinenii să participe cu ocazia Zilei Marinei din 15 august și împreună să ne distrăm și să avem o zi frumoasă. Va fi un eveniment special în care se vor desfășura jocuri marinărești, vor fi activități dedicate copiilor, un spectacol folcloric cu artiști renumiți, iar totul va culmina cu un superb foc de artificii. Anul acesta, pe 15 august, vor fi organizate Zilele Marinei, unde vor fi multiple activități, jocuri pentru copii, un spectacol de artificii, spectacol de muzică populară. Aș dori să-mi spuneți dacă dumneavoastră participați la acest eveniment. Nu știu foarte sigur, dar probabil că la unele dintre ele am să vin. Ce părere aveți despre faptul că se organizează tot mai multe evenimente frumoase la noi în oraș? E foarte bine. Să-mi spuneți dacă dumneavoastră ați fi interesată să participați la acest eveniment. Categoric da. Chiar mă gândisem să plec la Orșova de Sfânta Maria, că știu că acolo este sărbătoare. E ceva similar cu Zilele Severinului. Dar dacă se organizează în Severin, cu atât mai bine. Deci categoric voi participa. Ce părere aveți despre faptul că se organizează tot mai multe evenimente frumoase la noi în oraș? E un lucru foarte bun. Sunt binevenite. Asta a fost dintotdeauna, de când eram eu tânără și veneam la Zilele Marinei. Frumos! Erau manifestații frumoase, muzică, la restaurant. Era frumos. Este primul eveniment la acest nivel organizat în portul din Drobeta, Turnul Severin, de Ziua Marinei, iar autoritățile promit că va rămâne o tradiție care va dăinui mult timp de aici înainte. Acest eveniment e plăcut. E foarte bine să fie veselie și la tineret. Deci dumneavoastră ați fi interesat să participați la acest eveniment? Da. Da. Îmi place muzica populară, îmi place ambianța. Și veselia.
Portul Drobeta Turnu Severin se află în coordonarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, fiind un port de tip fluvial, care permite acostarea navelor de până la 3.000 de tone. Buna colaborare dintre autoritățile locale și cele județene are ca rezultat un port cu o înfățișare nouă, primitoare, atât pentru severineni, cât și pentru turiștii care ajung în zona noastră. Așadar, toți severinenii dornici de distracție sunt așteptați în data de 15 august în portul din Drobeta Turnu Severin pentru a petrece frumos, cu muzică și voie bună.